Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre modestie și m-am gândit să-i dăm titlul discuției de astăzi, ceva de genul modestia, calitate sau defect. Cum mi-a venit mie ideea să vorbim despre modestie? Nu e foarte lungă povestea, dar este relevantă. Am o amică foarte bună, o prietenă foarte bună și o știți deja, e vorba de Anișoara Preda, care are un program, ca să spun așa, care se numește Cheile Transformării. Și una dintre chei, cred că penultima, dacă bine, sau ceva de gen, oricum printre ultimele, mie mi-a plăcut foarte tare și m-a impresionat foarte mult. E o cheie care vorbește despre modestie. Și bineînțeles că n-am ezitat, am sunat-o pe Anișoara și am rugat-o să ne întâlnim, din nou, așa, sub forma asta, pe Zoom, să facem o emisiune despre modestie. Acum vreau să o salut prima dată Anișoara și să-i mulțumesc pentru că mi-a acordat din nou timp de a fi împreună și de a vorbi Câte în lună și în stele, de data asta despre modestie. Bine ai revenit, Anișoara! Bine te-am găsit, Codruța! Mulțumesc pentru invitație! Pentru mine este o onoare să vorbesc în fața telespectatorilor tăi, telespectatori care, din punctul meu vedem foarte răsfățați de tine cu toată informația pe care tu o aduci pentru mai binele tuturor. Și îți mulțumesc eu pentru invitație. Mulțumesc, Anișoara. Referitor la modestie, cred că cea mai cunoscută definiție pe care eu am găsit-o despre modestie este cea dată de Confucius, care zice că modestia este fundația solidă a tuturor virtuților. Așa o fi. Altcineva, un psiholog care a pus temelia psihologiei, cred că pozitive, cred că așa se numește, spunea că modestia este percepută ca un factor indispensabil pentru obținerea fericirii. Na, acum am dat două definiții, îmi pare rău că nu mai țin minte numele acestui domn psiholog, dar important este ce a spus și cred că toată lumea apreciază asta. Vreau să întreb pe tine, ce înseamnă pentru tine modestia? Da. Pentru mine modestia, evident că și eu sunt de acord cu toate aceste definiții pe care tu le-ai dat. Adică și pentru mine modestia este o virtute și este un fundament, este o bază pe care putem așeza alte valori umane și din prisma cărora ne manifestăm, abordăm viața, abordăm situațiile, pentru că, uite, în a doua variantă pe care tu ai găsit-o ca și definiție, știu că și eu am citit definiția asta, se referă că la faptul că fără a avea această modestie integrată în ființa ta, ți-e greu să fii fericit, pentru că tu tot vrei, te duci spre zona ego-ului. Cred că toți cam cunoaștem ce se întâmplă în interiorul nostru atunci când nu ne putem opri. Eu am mai găsit printre definiții și ați cunoaște lungul nasului sau a ști până unde e limita ta. Fiecare dintre noi ne cunoaștem o limită, dar când ieși din zona modestiei, adică sau nu ai această virtute în ființa ta umană, pentru că voi spune vorba de ființa noastră umană, omul care trăiește în societate, atunci îți este greu să rămâi în zona care ți este ție confortabilă, care îți dă ție bine și care face bine în jurul tău. Însă, Codruța, asta este doar zona noastră umană cu care ne-am obișnuit, pe care o cunoaștem destul de bine, în care am fost educați și nu este despre perspectiva divină pe care eu o abordez în Cheile Transformării de Sine. Da, tu acolo la un moment dat abordezi modestia sub mai multe forme. Ai dat o definiție a ce înseamnă să fii modest și
Și apoi ai vorbit puțin despre o chestie foarte interesantă pe care aș vrea să o dezvolți dacă dorești, evident. Ce ne facem să fim, ce ne face să devenim sau să fim modești? E o întrebare foarte mișto pentru că, adică mie mi se pare foarte interesantă, pentru că există ceva înăuntru nostru care ne ajută să fim modești. Ce anume stârnește în noi sau trezește în noi modestia și cum o manifestăm? Acum fiind adică fiind atât de diferiți noi oamenii, evident că și manifestările modestiei sunt diferite. Însă ce ne face să fim modești? Sunt mai multe cauze. Deci nu este o singură cauză prin care un om este ce generează modestie într-un om. Unul ar fi, evident, educația, pentru că sunt valori fundamentale pe care fiecare noi le primim în familie și prin educație putem să primim această valoare, ca și valoare umană. Putem moșteni genetic iarăși modestia, deci fiecare venim cu o anumită moștenire genetică și se poate manifesta în noi fără să știm că de fapt o moștenim genetic. Putem să o deprindem pe parcursul vieții dacă suntem preocupați de dezvoltarea, de transformarea noastră. Deci practic sunt multe motivele ce generează modestia în noi. Însă depinde cum o manifestăm fiecare, cum o întreținem la nivel mental și ce obținem sau cumva nu, că nu este, n-am spus cu privire ce obținem, din această manifestare spre ce direcție ne îndreptăm în viață, pentru că nu întotdeauna modestia, mai ales în aceste timpuri, ne ajută. Da, cineva spunea la un moment dat, urmărind tot felul de materiale despre modestie, că nu este neapărat ceva la modă în momentul ăsta, în vremurile pe care le trăim, nu este la modă modestia, pentru că părerea mea personală este că este interpretată sub altă formă decât cea reală, ceea ce înseamnă modestie. Tu ziceai, uite, chiar vreau să te întreb, ai dat un răspuns deja, dacă modestia se învață. Dar tu ai dat deja un răspuns și ai spus că unii dintre noi o moștenim ereditar, bine, din generații, și alții pur și simplu o învață de-a lungul timpului prin modelele, probabil, prin modelele pe care le are. La început mai spuneai și un lucru interesant, că virtutea este, modestia este o virtute. Vrei să ne dezvolți puțin ideea? Din punctul meu de vedere, modestia este o virtute și cred că nu este numai punctul meu de vedere, pentru că ne învață despre a fi echilibrați. Adică cumva începi să percepi acest echilibru în ființa ta și nu mergi nici către prea puțin, dar nici către prea mult. Pentru că tendința pe parcursul vieții a tuturor oamenilor este fie să se mulțumească cu prea puțin și atunci niciodată nu vor accesa mai mult din potențialul pe care îl au, pentru că își pun limite și rămân într-o zonă interioară limitată, fie ai tendința să mergi către prea mult, fie că mai este asociată în interior cu ceva lăcomie, cu alte componente umane, alte atitudini, și atunci ai tendința să mergi către prea multul ăsta, care prea mult nu ne dă și fericire, nu ne dă și împlinire, dar asta realizăm după ce parcurgem deja o etapă și poate că înregistrăm și multe suferințe sau neîmpliniri interioare și ajungem la concluzia că parcă nu s-a meritat. Deci cumva modestia este o calitate, o virtute care ne ajută să ne menținem echilibru din punctul meu de vedere și să știm cam până unde este zona care nouă ne dă împlinire, nouă ne dă bucurie, ne dă satisfacția vieții, așa cum fiecare alegem sau cum fiecare ne este menit să o trăim. Pentru că fiind unici și atât de diferiți, noi avem modele, dar important să ne noi împlinirea o trăim în unicitatea noastră. Doar atunci când ne manifestăm autentici, adevărați, unicitatea aceasta ne dă și împlinirea, ne dă și satisfacția vieții. Mi-am adus aminte acum de ce spunea la un moment dat într-un podcast Zoltan Vereș, apropo de autenticitate. El spunea atunci că, din punctul lui de vedere, modestia merge mână în mână cu autenticitatea. Foarte interesantă ideea.
Foarte interesantă. Dar hai să te întreb, ok, tu cum identifici în jurul tău oamenii modești? Cum se comportă ei? Care e felul lor de a fi? Serios, cum identifici? Aici, uite, povestesc o întâmplare pe care eu am trăit-o. Era mai la începutul etapei în care eu am început să ies din modestie. Adică să ies puțin mai, să fiu ceva mai vizibilă, să spunem, și să intru în contact cu oameni de media, așa cum ești tu, și au mai fost și alte persoane. Și chiar am primit așa o remarcă de la o persoană care este situată în anumite cercuri, se întâlnește cu vedete și cu tot felul, și a fost uimită și chiar mi-a spus: dar nu înțeleg cum tu ești așa de modestă și cunoști atât de multe lucruri, putea să asocieze modestia pe care eu vin din zona asta, dar la mine a fost însoțită și cu timiditate, a fost însoțită și cu dorința aia de a nu ieși în față, de a nu fi vizibil, și atunci nu ne mai ajută. Deci contează și contextul interior al fiecăruia dintre noi. Și atunci, având în mine, deci eu vin cu ea, nu știu dacă este prin educație sau pur și simplu vin cu ea. Oricum, părinții mei m-au învățat despre echilibru și am văzut în familie acest echilibru. Probabil că prin educație mi s-a implementat și așa pot recunoaște cu ușurință, pentru că având în tine o atitudine mentală, un comportament, atunci ți-e ușor să-l recunoști la ceilalți. Deci, în general, un om modest este mai retras, așa, mai... Nu e în lumina reflectoarelor și nu-i place neapărat să fie în lumina reflectoarelor. Dar și atunci putem spune despre modestie că ar fi sinonim cu timiditatea, cu umilința, cu smerenia. Crezi că sunt au componente. Comune? Da, sunt componente care se asociază, că pot fi. Deci poate, îți poate da o doză de smerenie, de a te simți mai umil, de a te compara cu ceilalți, de a simți că tu nu ești atât de valoros ca ceilalți. Deci cumva instalată în interior și rămânând doar în zona asta a modestiei, tendința este exact ce ai spus tu, să te retragi, să nu dorești să fii vizibil, să ieși prea mult în față, pentru că sunt și alte componente interioare care sunt nuanțe din punctul meu de vedere, dar care noi le percepem la nivel mental fiind sinonime cu modestia. Dar nu e același lucru, știți? Sunt ca nuanțele de roșu, de exemplu, în spectru, sau de orice culoare vrei. Sunt infinite nuanțele dacă am luat spectrul luminii. Nu există doar două, trei nuanțe. Cam așa sunt și aceste atitudini, comportamente ale noastre, stări interioare. Deci dacă spunem că este într-adevăr modestie, este, dar nu e sinonimă 100% cu a fi umil sau cu a fi zmerit. Dar sunt aproape ca și nuanță și putem să rămânem în zona asta când nu căutăm să cunoaștem mai mult de atât. Adică să fim umili, smeriți, să considerăm că locul nostru este ăla pe care îl cunoaștem, să nu dorim să depășim limita pe care o știm a vieții noastre și a noastră ca și ființă, și atunci toată viața se va derula în jurul acestei modestii. Adică nu prea mult, nu te prețui prea mult, nu ieși prea mult în față, știi, să-ți cunoști lungul nasului, exact ce acea definiție pe care am găsit-o mi-a plăcut ca și definiție, și să, cumva să stai într-o limitare, că îți, până la urmă îți generează o limitare. Da, mă gândeam acum că cei mai mulți, foarte mulți oameni care sunt extrem de vocali, pe care îi vezi mereu peste tot, știu de toate, spun de toate, oriunde, oricând, la un moment dat există tendința să îi consider aroganți. Dar, pe de altă parte, eu mă întreb dacă în spatele unei aroganțe afișate, sau mă rog, considerată aroganță, unei atitudini afișate de genul de care îi spuneam, există și acolo modestie. Dacă nu, cumva se bat cap în cap. Adică faptul că eu sunt ca o zvârlugă și vreau să fiu peste tot, să mă vadă toată lumea și să spun eu tot ce știu și tot ce pot, nu contravine cu modestia. Poate fi un om atât de vizibil și, eu știu,
Poate că, într-adevăr, ar și niște cunoștințe pe care le poate. Nu contest asta și nu vreau să subliniez lucrul ăsta, dar vrea el neapărat să iasă în față. Poate fi în același timp și un tip modest? Poate fi și timp modest în același timp, pe măsură ce el ceea ce transmite ieșind în față, îl trăiește. Adică dacă ceea ce spune trăiește în interiorul lui, da, poate fi și modest. Dar dacă doar spune și nu trăiește, da, adică dacă doar dă lecții, dacă doar spune cum ar fi bine să faci, știi, asta este valabil și în familie, când dăm sfaturi membrilor familiei, sfaturi pe care ar trebui noi să le urmăm, dar ne e mai ușor așa. Și atunci nu există această modestie interioară și, într-adevăr, se duce către aroganță. Dar se poate dacă transformă în ei ceea ce îi spun. Deci care ar fi până la urmă beneficiile modestiei, iar apoi o să te rog să ne spui câteva din minusurile modestiei. Din punctul meu de vedere, cel mai mare beneficiu este acela că ne ajută să rămânem în echilibru, mai ales în timpurile acestea. Adică să știm când să plusăm mai mult în afara noastră, când să stăm mai retrași. Practic este o balanță întotdeauna în stările noastre, în gândurile noastre, ce să îndrăznim, ce să nu îndrăznim, până unde. Deci cumva să cunoști limita care ți este sănătoasă pentru că ați depăși limitele. Și îți dau un exemplu. Se vehiculează foarte mult acum în dezvoltarea personală și nu este nimic greșit. Totul este perfect ceea ce se întâmplă. Însă am văzut și eu și cred că toți știm că ce fain este, ce important să-ți demonstrezi că poți ieși din limită și că poți chiar călca pe cărbuni aprinși. Este minunat că tu poți să constați câte nelimitare este în corpul tău, mintea ta. Însă eu îmi pun întrebarea la ce mă ajută acea nelimitare. Adică cumva modestia te ajută și să vezi acea nelimitare te ajută pe calea evoluției tale sau s-ar putea să fie doar o distragere. Pentru că multe nelimitări pe care noi le avem ca și oameni ne duc către distragerile de la calea noastră de evoluție. Și aici mă refer la partea de spirit și de spațiu sacru divin interior, care într-adevăr îl putem recunoaște din smerenie. De aici nu putem merge cu aroganță, pentru că nu avem nicio șansă. Aici putem doar din smerenia inimii și dintr-o atitudine interioară de smerenie, putem recunoaște și ni se descoperă valențele acestea ale spiritului și nu este dintr-o dată. Poate că sunt câteva personalități în lumea asta la care se întâmplă dintr-o dată, dar noi ceilalți care accesăm și care ne dorim acest lucru, totul este gradat și avem nevoie de acest spațiu interior al smereniei sau al modestiei, dar care prin asociere ne dă această smerenie. Cred că am răspuns la ambele în același timp. Da, da. Mă gândeam acum că oamenii importanți din zona asta spirituală întotdeauna au fost extrem de modești. Maica Tereza, Gandhi, nu mai știu, Buddha, așa mai departe. Oriunde citești despre ei sau afli ceva despre viața lor, îți dai seama că oamenii au făcut foarte mult bine, dar nu s-au bătut cu cărămida în piept ce au făcut ei pentru omenire sau așa mai departe, învățăturile lor, descoperirile lor pe care le-au dăruit fără niciun fel de opreliște. Și totuși au fost niște oameni foarte, foarte modești. Și totuși au fost extrem de vizibili. Adică lumea s-a uitat la ei într-un anumit fel. Mie mi se pare că este o calitate, apropo de titlu, calitate sau defect, este o calitate, mai ales pentru zona noastră spirituală. Nu? Este o calitate, însă acum poate că te uimesc cu ceea ce îți voi spune. Este o calitate până la un anumit punct, să-i spunem. Eu nu aș spune defect. Eu aș spune altfel, ea spune că ne ajută până la un punct în care este nevoie să ne descoperim, pentru că dacă tu ai adus discuția de la cheie, să ne descoperim măreția interioară. La ce se referă? Deci dacă rămân în zona de modestie și mă consider acel om cu limitări, cum spuneam mai inițial, cu să-mi cunosc lungul nasului și că atât pot eu, și modul meu de gândire rămâne același și așa mă simt comparativ cu lumea și cu tot ce se întâmplă în afara mea,
E un proces interior extrem de interesant când îl abordăm așa, dar când deja avem instalată modestia. Deci spuneam, când merg către acest spațiu divin de a recunoaște ce înseamnă să manifest spiritul în viața mea, realizez că, de fapt, dacă rămâi în a fi umil, în a fi prea smerit, că există și falsă smerenie. Deci sunt foarte multe aspecte, ce spuneam, nuanțe. Adică să stai așa într-o smerenie interioară din aia care te duce în victimă. Sunt foarte multe nuanțe aici. Și atunci când mergem către spațiul ăsta divin interior, îți dai seama că stai puțin acolo, e nevoie să radiezi, e nevoie să recunosc măreția divină din interiorul meu, care e dincolo de această modestie. Intrăm într-un alt spațiu interior, dar evident că până ajunge la acest spațiu sunt multe trepte sau sunt multe uși de deschis în interiorul ființei noastre și așa începem să ne îndreptăm către această măreție, dar care are un fundament, adică pornim la bază cu modestia umană. Revenim la modestia umană. Și știi că există o expresie care se vehiculează destul de des și ai pomenit așa ușor despre ea mai înainte. E vorba de falsa modestie. De zis falsă smerenie. Dar hai să vorbim despre falsa modestie, că doar toată lumea spune. Aia e falsă modestie, ne. Păi există falsa modestie, deci na, oamenii, păi toți, da, că toți venim de aici și suntem oameni toți. Mulți neavând implementată și poate nefiind atât de la îndemână cum anume să fiu sau cum anume să manifest modestia asta, sau poate nu-și pun întrebări, pur și simplu la un moment dat recurg sau mimează sau văd pe cineva și consideră că ar fi bine, uite, el, la el dă mai bine când este modest și cumva aplică modestia asta, dar fără să o simtă și fără să fie integrată în propria lui ființă și reiese o falsă modestie, adică mă prefac că sunt modest, ceva de genul ăsta. Și o să voi da iarăși un exemplu, acum mi-a venit în minte, participând la o întâlnire din asta, live, mai, cu mulți ani, cu ceva ani în urmă, nu cu mulți ani, cu câțiva ani în urmă, era un speaker, o doamnă, care eu știam așa cam ce este cu ea, aveam noțiuni, știam că își permite lux, își permite bani mulți și toate cele. Și chiar a făcut o remarcă, uite ce roche frumoasă am și am dat pe ea numai 160 de lei. Adică cumva a ținut să evidențieze faptul că nu a dat bani atât de mulți cât dădea de obicei. Deci cumva falsa modestie apare spunând sau punând în față niște lucruri cu care asociezi totuși sau vin din zona aroganței tale. Adică cumva mai aduci ceva în plus în care să evidențiezi că tu ai putea mai mult, dar uite că mă îmbrac și cu lucruri mai ieftine, știi, genul ăsta. Dar tu știi sau tu evidențiezi și partea ta. Dar aici este, vezi, partea de măreție umană. Sunt un pic, lucrurile se pot bate cap în cap când nu avem noțiunile foarte clare în interiorul nostru și când căutarea noastră spirituală nu este sinceră. Pentru că iarăși am întâlnit foarte multe persoane care în căutarea spirituală, dar și eu vin pe aceeași traiectorie, deci iară, nu e nimic greșit, cauți să ajungi la divinitate pentru că ai o nevoie de îndeplinit. Vrei să realizezi ceva și nu mai știi cum și atunci îl cauți pe Dumnezeu în toate modurile posibile. Deci cumva îl cauți ca să-ți răspundă cu ceva, ca să-ți dea ceva în schimb. Ei, în etapa asta lucrurile sunt puțin amestecate între uman și divin, nu ai claritate, deci practic sunt etapă în căutarea noastră spirituală, în care trecem prin tot felul de zone ale noastre interioare și doar le descoperim. Într-adevăr, atunci când ai vorbit în cheile transformării despre modestie, ai spus ceva despre măreție. Aș vrea să fac și o legătură între una și alta. Cum ajungem din modestie să fim, nu știu,
Să fim măreți, să fim altfel decât cum modești. E, acum deja mi-ai ridicat mai sus decât mă așteptam eu, pentru că este vorba de o transformare energetică aici. Okay. Și acum dacă m-ai spus, deci voi spune, eu sunt creatorul unui instrument de transformare energetică, se cheamă Energetic Empowerment, și cu ajutorul acestui instrument conduc sau gestionez peste 10 programe pe platforma Be You Be Free, și unul din programe se numește Cheile Transformării de Sine, în care lucrăm împreună pentru a transforma energia pe care o avem sau nu avem atât de mult sau mai puțin fiecare dintre noi înmagazinată în interiorul ființei noastre sau în spațiul nostru sufletesc interior, o transformăm în energie liberă, creatoare, iar această nouă energie, deci este o alchimie, o alchimizare interioară a fiecăruia, pe care fiecare dintre noi o putem realiza când știm cum anume să procedăm. Da? Și această energie nouă este o energie cu care putem face ce dorim, deci noi suntem creatorii propriei vieți și a propriei energii. Și atunci îi dăm acest sens de a străluci, de a ajunge către măreția sinelui tău. Deci, practic, o punem în mișcare, această energie, către măreția noastră interioară, care ulterior, și aici e partea extraordinară, ne ajută și în partea noastră umană, pentru că divinul întotdeauna este cel ce generează umanul și nu invers. Noi căutăm, și eu am căutat mulți ani, ca umanul, omul din mine, să genereze spiritul. Păi nu are cum, că este invers, adică spiritul ne-a creat pe noi și nu omul a creat spiritul. Și atunci, lucrând cu noi, ne ajutăm ca această măreție a spiritului, care începe să fie simțită în interior și să strălucească cumva în viața noastră, ne duce către împlinirea omului care noi suntem. Foarte mișto. Foarte tare. Oricum mi-a plăcut, ți-am zis, mi-a plăcut foarte tare cheia respectivă și de asta am și inițiat discuția. Mai bine de jumătate din timpul alocat emisiunii se cam scurs. Și apoi eu nu mai știu să te întreb. Așa că o să te rog pe tine să mai vii cu câteva completări care ție ți se pare esențiale și importante pentru cei care îi urmăresc. Bine, dacă mă lași pe mine liber, atunci voi vorbi despre această măreție. Ai 20 minute la dispoziție. Nu chiar, dar aproximativ. Da, pentru că atunci când folosim și cuvintele, pot avea o altă, evident, cuvintele pe care le utilizăm, când le folosim în zona noastră strict umană, au un înțeles, dar când ne ducem către zona spațiului divin interior, înțelesul este diferit. Deci dacă ne referim la un om măreț, da, măreția unui om, o putem spune un om măreț, eu am venit un copil măreț, adică aveam un ego mare, aveam mândrie și atunci ne duce către ego, către aroganță, către mândrie. Dar dacă folosim măreția ca și caracteristică a esenței noastre divine, pentru că este foarte important să înțelegem cum anume se manifestă în momentul trezirii noastre spirituale, ce înseamnă în ființa mea. Adică ce caracteristici să schimbă, cum mă manifest eu, ce percep, cum acționez, că lucrurile nu stau la ca până la trezire, să-i spunem, că nu au cum. Iar această măreție ține de zona spiritului și ține de a te conștientiza pe tine cât de măreț ești creat Dumnezeu în această desăvârșire a Lui, tu făcând parte din creația Lui Dumnezeu, și ce anume înseamnă pentru tine. Pentru că dacă te conștientizezi, începi să te conștientizezi așa și începi să-ți percepi măreția, atunci toate situațiile de viață nu le mai poți trata așa cum le tratai până mai ieri. Ce înseamnă? Păi înseamnă că dacă mă împotmolesc în orice, suntem oameni și trăim în societate, da? Și dacă am traversez o situație în care mi se strică mașina, nu știu, se strică ceva prin casă, orice ni se strică la toți, să spunem așa că
avem astfel de situații, abordarea pe care noi o facem, nu o mai facem dintr-o stare de modestie care înainte ne ducea către victimă, vai săracul de mine, ce fac eu acum, nu pot, cum reușesc, cum rezolv. Această stare care se conștientizează treptat și la fel se integrează într-un timp, timp în care necesită atenția noastră, conștientizarea noastră, îți dă o altă percepție a situației. Te poți întreba care e lecția mea de mi s-a stricat acum țeava de nu știu care. Ce lecție, ce am eu de învățat, ce încă mai am de învățat aici ca să pot într-adevăr să abordez din perspectiva în care mă simt stăpân pe mine, știu că totul este creația mea, știu că totul se rezolvă la timp, timpul potrivit, știu că nu pierd nimic, pentru că din această perspectivă a măreției divine nu ai ce pierde, aici ai totul și atunci nu-ți lipsești nimic, nu pierzi nimic, nu duci dorul a ceva, nu-ți dorești lucruri care nu există. Deci, practic, abordând în tine, conștientizând și punându-ți atenția așa în interior, viața se simplifică foarte mult. Pentru că spațiul din care noi privim, acționăm, gândim, este acel spațiu al divinității în care totul este și se creează pentru binele tău și al întregului. Deci, practic, asta e creația lui Dumnezeu. Deci, de la Și modestie la te măreție. Și percep, te percep ca și parte a acestei creații, dar nu doar mental, doar din vorbe. Pentru că asta este o etapă, într-adevăr. Și eu am avut o etapă în care mental mi-am spus, prin cuvinte, prin rugăciuni, prin tot felul de alte metode, dar prin perseverență, prin dorință sinceră, putem accesa acest spațiu fiecare dintre noi și atunci viața noastră și a celor din jur se simplifică foarte mult, pentru că nu vei ține doar pentru tine, adică la concluziile la care tu ajungi și ceea ce tu trăiești și se vede și se simte în afara ta și ești întrebat de ceilalți oameni. Și aici, dacă vrei, îți pot da un exemplu. Pot da un exemplu aici. Deci mama mea a decedat în 28 ianuarie și cam am încheiat, zic eu, această etapă în care am fost alături și cumva și alături de sufletul ei ca calea pe care sufletul acum se află să fie cu ușurință și în lumina divină. Și am o prietenă, prietenă cu care ne vedem săptămânal la cabinet, am un cerc de prietene cu care ne vedem. Mama ei a decedat acum 9 luni și vorbeam despre asta. Când a venit, m-a întrebat. Ea a ajuns la depresie, la medic, la tratament și m-a dat, tu ce faci? Și am spus, eu deja am încheiat perioada de doliu, știu că totul este bine, dar simt asta, deci nu o spun verbal și atât. Energia mea acum deja este la mine, deci nu mai sunt aplecată către ce face mama, e bine, nu e bine, atașamente, obiceiuri, toate celelalte. Și asta îți vine când te afli în contact cu acest spațiu divin și care îți dă permanent semnalele potrivite din toate punctele de vedere. Deci, practic, această măreție nu îți permite să te duci din nou în zona de victimă, pentru că eu am trecut prin de experiențe în ultimii ani destul de multe în familie și de fiecare dată mi-am pus întrebarea pe cine plâng, sunt victimă sau ce sunt, deci unde mă situez eu, pentru că atunci când pleacă cineva de lângă noi, cineva drag, apropiat, noi plângem foarte mult obișnuința de a fi cu acel om, plângem foarte mult nevoia neîmplinită și lipsa lui generează în noi această nevoie neîmplinită, deci practic este o nevoie a noastră care nu se mai poate împlini prezența lui și bine, sunt foarte multe, am ajuns în zona asta, dar este experiența mea din ultimele 2 luni. Dar când ai în tine implementată această stare și când lucrezi din această stare, trăiești din această stare, îți permiți să fii și în zona de jos, adică
accepti situațiile de viață, nu fugi de ele, le trăiești profund, exact așa cum vin, însă este ca și cum te-ai afundat într-o apă, dar nu rămâi acolo, tu știi să ieși din apa respectivă și imediat ești pe uscat, la soare, lucrurile sunt bune pentru tine. Deci, practic, cumva faci față situațiilor cu foarte multă ușurință, pentru că această zonă de divinitate care îți dă și această componentă de măreție pe care tu o simți și începi să o trăiești în viața ta, îți spune permanent din interior că tu ești acolo, în acest spațiu și că nu ești în acest spațiu care se afundă, în acela de a fi umil până la a te duce către victimă, că de fapt situațiile de viață ne provoacă și dacă stau doar în zona de modestie umană, aceasta, după cum spuneam, ea este o virtute umană, dar în aceste timpuri cu transformări destul de mari și toți le cunoaștem și le știm, nu ne ajută dacă rămânem doar aici, doar în zona de modestie umană și atât. Asta e foarte mișto ce ai punctat, adică modestia până la urmă este, avem nevoie de ea, avem nevoie să învățăm și lecțiile ei pentru a o transforma mai încolo sau mai departe în viața noastră în altceva. Da, e bine să o încercăm, pentru că de acolo pornim spre măreția pe care o învățăm ulterior, sau? Aici este alegerea fiecărei persoane. Noi am puncte, se poate obține și sunt destul de mulți, nu atât de mulți pe cât ar trebui să fie sau care avem nevoie, atât de mulți care avem nevoie să începem să trăim din acest spațiu al divinității interioare. Sunt persoane care accesează cheile și care transformă și care au aceste transformări ulterior destul de rapid în viețile lor. Deci, practic, abordarea vieții tale în momentul în care accesezi măreția ta și e în mintea ta, în gândurile tale, abordarea vieții se schimbă pentru că orice situație pe care tu o traversezi, orice relație în care tu ești, se derulează diferit, dintr-o altă zonă, cu altă încărcătură. Spuneam că aceleași cuvinte, când sunt abordate doar din zona umană, îți dau o anume atitudine, un anume comportament. Când sunt abordate din zona divină, care se află în fiecare dintre noi, dar care așteaptă acum să fie trezită, descoperită, îți dau un alt mod de gândire, altă abordare a situațiilor, pentru că vine dintr-un spațiu al echilibrului, al încrederii, al puterii divine în tine și atunci totul este abordat diferit. De unde îți dai seama evident că cuvintele nu vin din zona dată, umană sau vin din zona divină din noi? Păi cuvintele vin... Păi uite, tu ai pus întrebarea cum îți dai seama. Păi nu-ți vei da seama dacă n-ai ajuns la trezire, pentru că nu poți face diferența. Deci dacă nu ajungi să începi să simți această trezire spirituală, dacă nu începi să simți în tine că da, nu sunt doar omul ăla care până mai ieri poate mă credeam victimă în anumite situații, victima a socialului, a circumstanțelor, a necunoscutului, a viitorului, foarte mulți aici, foarte mulți oameni care acum se consideră victime ale viitorului. Păi nu pot să simt așa dacă eu știu că fac parte din creația lui Dumnezeu și creația lui Dumnezeu se expansionează continuu, iar eu ca și om divin, adică cu divinitatea trezită, am particip la expansiunea creației divine. Și atunci nu am cum să am teamă de viitor, că nu am motiv. Deci, practic, întâi începem cu trezirea și apoi conștientizăm și rolul cuvintelor, cum anume se influențează. Evident că și cuvintele au rolul lor și le putem, practic, ne putem autoeduca, adică ne putem instrui singuri dinainte, bun, ceea ce fiecare face prin dezvoltare personală. Da? Deci sunt cursuri de dezvoltare personală din care învățăm despre cuvintele noastre, cum să le utilizăm sau modul de gândire, convingerile noastre, care ne ajută, care nu ne ajută, ce să facem cu ele. De ce? Pentru că ne îndreptăm ca și umanitate, omenire, spre a ne recunoaște divinitatea. Suntem în această etapă de evoluție umană în care vom fi om și divin în aceeași viață, în același corp,
în aceeași manifestare. Și atunci, într-adevăr, e convingerea mea și cred că nu e doar convingerea mea, atunci, într-adevăr, putem trăi în pace și armonie unii cu ceilalți. Ar mai fi câteva minute la dispoziție. Foarte interesant ce ai zis și foarte mișto trecerea de la modestia ca virtute umană la măreția pe care o învățăm fiecare dintre noi dacă ne-o dorim. Ce mai fi de spus referitor la modestie versus măreție? Na, că dacă tot ai dus vorba... Uite, asta a venit să punctez acum și voi spune că nu este important să-mi doresc să ajung la măreție dacă nu am transformat energia acumulată deja în zona de modestie. De ce? Pentru că voi implementa la nivel mental, sunt foarte multe, știm toți și procedăm toți în modul ăsta, dar începem mental să spunem anumite mantre, afirmații, să schimbăm ceva în mintea noastră. Și este foarte bine, deci nu este nimic greșit, tot ce se întâmplă ne ajută. Însă, dacă rămân doar la nivel mental, nu voi face decât să-mi perfecționez mintea, care ulterior, dacă nu schimb și la nivelul sufletului, dacă nu încep să schimb calitățile mele umane, care nu țin doar de mintea mea, care țin de energia mea, de comportamentul meu, de atitudinea mea, de modul de cum acționez, da, în afară, în mediu, cu ceilalți, eu față de mine. Și atunci, dacă nu schimb și energia din spate, doar la nivel mental, adică doar dacă îmi doresc să fiu în măreție, nu voi reuși, sau dacă voi reuși, voi reuși să ajung într-o măreție falsă, care este de fapt ego-ul nostru, și fără să-mi dau seama, voi crede chiar că am atins pe Dumnezeu, adică chiar am ajuns la Dumnezeu, pentru că ego-ul are foarte multe calități. Una dintre ele este chiar să, și asta am citit-o, cred, la Eckhart Tolle, poate chiar să prefabrice sinele fals. Deci în momentul în care ego-ul se dezvoltă atât de mult la un om, poate chiar să-i dea senzația că chiar sunt conectat cu Dumnezeu, chiar l-am atins pe Dumnezeu de picior, cum se spune, știi? Deci, practic, nu aș recomanda ca cineva să-și dorească să ajungă în măreție doar mental, pentru că nu este această calea. Calea este să transformă energie deja acumulată într-o calitate, nu știu cum să-i spunem, deci cuvintele sunt destul de sărace, deci o zonă cum ar fi opusă din ființa ta, să transforme acea energie, pentru că noi putem transforma doar din energie proprie. Deci fiecare dintre noi avem energia proprie și suntem creatorii propriei noastre vieți. Și atunci putem transforma din ce avem acumulat, așa încât să avem combustibilul, să-i spunem așa în ghilimele, necesar pentru a crea un alt aspect, pentru a ne conecta cu acest aspect care este de frecvență înaltă și acum ajungem în aceea zonă, dar povestit altfel. Deci pentru a contacta, să spunem, acest aspect al divinității de măreție, dar care se află pe o altă frecvență, nu ne ajută acea frecvență a modestiei. Deci, vorbind din punct de vedere vibrațional, nu putem să rezonăm în interiorul nostru și nu putem accesa. Și atunci frecvența mai joasă din zona de a fi umil, de a fi zmerit, spuneam, zmerenia inimii e cea care ne ajută, dar o zmerenie din aia care înseamnă o zmerenie falsă, adică sunt zmerit în sensul că nu am, sau mă simt mai zmerit, așa, mai umil în social sau comparativ cu ceilalți, asta nu e zmerenia care ne ajută. Deci, iară, sunt nuanțe și în domeniul ăsta și spuneam că din acea frecvență nu reușim să accesăm frecvența care e pe un alt nivel a sursei, da? Frecvența divină, care noi vorbim aici despre componenta aceasta de măreție, pentru că sunt foarte multe componente pe care noi avem nevoie să le transformăm așa încât să ne putem percepe întâi noi pe noi și apoi să manifestăm noi în viața noastră, după care să putem într-adevăr radia către ceilalți să fie ceva adevărat și într-adevăr care aduce transformare și schimbare. La final așa de emisiune, o concluzie. O concluzie. Sau... dacă vrei, o idee generală despre tot ce ne-ai povestit până acum. Eu aș îndemna sau nu știu sfaturi. Cred că oamenii sunt sătui de sfaturi. Dar aș încerca să spun că suntem într-o perioadă în care
care, tra urmare, avizează măreția umană și măreția mă refer la acest divin al fiecăruia dintre noi, adică omul e creat pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu în sensul că scânteia divină se află în noi, spațiul sacru divin este în fiecare, și că ar fi păcat să pierdem șansa de a ne străluci măreția tocmai în aceste timpuri în care am venit tocmai pentru asta, numai că uităm sau am uitat, sau lecțiile de viață pe care fiecare le avem, uneori sunt prea grele și nu-ți mai vine să mai te duci către, sau nu mai crezi că mai există și ceva atât de bun în tine sau în afara ta. Și eu le-aș spune doar că există, doar că e nevoie de îndrăzneală, e nevoie de curaj, e nevoie de perseverență, chiar atunci când ți este foarte greu, chiar atunci când nu mai vezi nimic, chiar atunci când crezi că pentru tine totul s-a sfârșit. De fapt, ești doar în transformare, ești doar fluturele care se află în faza de omidă, poate ești în cocon, poate că urmează să ieși din cocon dacă ai suficientă răbdare, perseverență, îndrăzneală și să crezi că poți să-ți împlinești menirea pentru care ai venit și să trăiești o viață frumoasă. Deci, concluzia mea e următoarea: să experimentăm totuși modestia, pentru că de acolo pornim. Pornim în a atinge și măreția. Îți mulțumesc foarte mult, Anișoara, pentru discuția de astăzi, pentru tot ce ne-ai spus. Uite că am ajuns de la o chestie experimentată uman, modestia umană, ca virtute umană, am ajuns la ceva care ține de zona spirituală și care, uite ce frumos, ne schimbă puțin percepția asupra a ceea ce suntem noi și ceea ce ar fi bine să devenim. Îți mulțumesc cu recunoștință pentru întâlnirea de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult. Ne mai vedem cu siguranță, pentru că mai avem câteva teme la care încă medităm, dar o să le dezbatem în emisiunile viitoare. Îți mulțumesc încă o dată. Iar dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, vă mulțumim că ați fost în seara asta aici lângă noi și sper că v-a folosit tot ce ați auzit. Eu am cumva siguranța asta, am așa feeling-ul că vă ajută și încă o dată vă mulțumesc, vă doresc o seară cât se poate de plăcută, iar noaptea care vine să fie una odihnitoare. Iar noi să ne vedem cu bine joia care vine. La revedere! Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.